Ridicarea restricțiilor a dat grele bătăi de cap polițiștilor. Doar noaptea trecută, oamenii legii din capitală au depistat în trafic 15 șoferi care s-au urcat drogați la volan. O secundă să le desfacem. Acest tânăr în vârstă de 29 de ani a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală. Ieșise pozitiv în urma testării cu aparatul drug test după ce consumase, se pare, cannabis. În urma controlului, polițiștii au găsit în portbagajul mașinii mai multe substanțe psihoactive. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru consum, dar și trafic de droguri.